se confruntă la rândul său cu o provocare majoră, respectiv multilingvismul juridic. Pentru exprimarea dreptului, într-o lume, în varietate concordia, trebuie depășit obstacolul limbii, limbajul reprezentând cheia descifrării dreptului. Procesul translingv presupune asigurarea desfășurării finalității și aplicării dreptului în condițiile în care judecătorii europeni aparțin unor naționalități diferite, fiind o condiție sine qua non a justiției translingve promovate la nivelul CGUE. A doua chestiune, tot așa, în manieră subțintă la care vreau să mă refer, este inteligența artificială, o altă provocare, de altminte, evoluțiile tehnologice contemporane generează constituționalizarea unor noi fenomene, relații și procese sociale. În fața dezvoltării fără precedent a noilor tehnologii ale informației și comunicării, este iminentă apariția celei de-a patra generații de drepturi, care ar include dreptul la protecție datelor personale și dreptul la protecție vieții private în spațiul cibernetic sau dreptul la utilizarea inteligenței artificiale. De altfel, această nouă generație de drepturi este deja consacrată în Constituțiile unor state ale lumii. Din perspectiva dreptului, definirea și înțelegerea inteligenței artificiale reprezintă o veritabilă, așa cum spuneam, provocare, deși aceasta poate să efectueze sarcini similare cu cele ale oamenilor, chiar și mai performante decât ale acestor. Ea nu este guvernată de aceleași principii pe care se fondează inteligența umană. De exemplu, un algoritm de inteligență artificială nu are conștiință sau liberă voință și nu experimentează trăirile umane. Pe de altă parte, în timp ce inteligența umană este în mod inerent autonomă și are capacitatea de a face alegeri morale, inteligența artificială depinde de codurile și instrucțiunile pe care le primește de la creatorii săi. Inteligența artificială acționează conform unui set de reguli prestabilite și, deși poate învăța și se poate adapta la noi situații, nu poate lua deocamdată decizii cu valoare etică independente. Și a treia chestiune, în fine, asigurarea păcii. Rolul dreptului este acela de a asigura pacea lumii și a poporului, pacea socială. În general, prin crearea metodelor, instrumentelor și a mijloacelor de realizare a bazei negocierii politico-diplomatice și prin materializarea acestor tratate cu valoare obligatorie pentru state. Dreptul, având un rol modelator și moderator, este un mijloc de asigurare a securității naționale și internaționale, întrucât normează nu numai conduita cetățean-stat, dând posibilitatea cetățenilor să își dezvolte atitudine și calitățile personale, prin exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale, ci și relațiile dintre state ca subiectele dreptului internațional. Aceste considerații sunt cu atât mai actuale cu cât observăm contextul geopolitic din prezent, în care mijloacele dreptului ar trebui să joace un rol major în eforturile de menținere a păcii. În concluzie, putem aprecia că provocările științei dreptului și a aplicării sale reprezintă un moment de dezvoltare a cunoașterii și cercetării științifice și aplicative și nici de cum un moment al temerii față de întâmpinarea nouă, care în mod inexorabil constituie o legitate a progresului în orice activitate de tip uman. De aceea apreciem criza ca fiind o împrejurare oportună identificării unor soluții inovatoare în domeniul juridic și dezvoltării unor noi valențe ale extinderii aplicării dreptului. Parafrazând un binecunoscut filozof român, putem afirma că, în principiu,
Criza drepturilor, ca orice criză din orice domeniu de activitate, poate fi înțeleasă ca o închidere care se deschide, respectiv închiderea unui ciclu și deschiderea următorului ciclu pentru o treaptă superioară pe spirala cunoașterii. Suntem convinși că actuală inteligență acumulată în patrimoniul gândirii juridice ca formă praideică a cunoașterii europene va soluționa crizele și problematica mereu contradictorie a evoluției dreptului. În încheiere, felicităm conducerea Academiei de Științe Juridice pentru organizarea acestei sesiuni de comunicări științifice și apreciem că aceasta constituie un reper de promovare a culturii și științei juridice românești, atât pe plan intern cât și pe plan internațional. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes!